cerșetoria fenomen social greu de stopat. Problemele sociale cu care se confruntă mulți dintre cetățenii Văii Jiului îi trimit pe aceștia în stradă. Pentru a câștiga o pâine sau pentru a-și întreține copiii, oamenii fără venit apelează la mila trecătorilor. Poveștile de viață ale multora sunt triste, demne de filme de dramă. Rozalia, o cerșetoare din Petroșani, are 9 copii și locul de muncă al ei este strada, acolo unde își desfășoară activitatea pentru a le asigura copiilor mâncarea. Stăm că suntem amărâți, nu avem un fel de loc de muncă și sărăcie mare. Multă lume caută de lucru ca să găsească, să strângă familia și uite, nu găsește și mulți săraci, alții dau, alții nu și noi, sărăcie mare, mamă. Vă mai ajută lumea cu ceva? Mai ajută așa, din puținul lor cât are și ei îmi dă și mie, că eu am 9 copii și uite, trăiesc și eu din amărâtul de social și nu. Ce să facem, doamnă scumpă, că e sărăcie mare, n-am ce să fac. Că am căutat un loc de muncă și n-am găsit unde să mă duc și asta e. Am venit și eu la cerșit să fac un ban, să iau mâncare la copii ca să întrețin copiii. Decât să-i dau la asta, mai bine întrețin așa cu cerșitul, doamnă scumpă, ce să fac. Femeia spune că a încercat de nenumărate ori să-și găsească un loc de muncă, dar nu a reușit. Soțul ei este cel care mai lucrează cu ziua pe unde apucă, însă banii câștigați nu le ajung pentru traiul de zi cu zi. Sărăcie mare. Aș vrea să găsesc un loc de muncă și uite, nu mă ajută nimeni și ce să fac? Cu asta o duc înainte și trebuie să întrețin copiii. Ce să fac? Soțul lucrează cu ziua? Nu. Și acolo ia puțin bani, ce să faci, mamă? Îmi sunt față la biserică și mă bate bunul Dumnezeu, că eu nu mint, spun adevărul. Asta a fost să fie, ce să facem? Mă ducem înainte, uite, mai am noroc că mai mi-aduce niște femei, niște pachete așa cu mâncare să le duc la copii ca să întrețin. Ce să facem? E și ajutorul ăsta social, cam e puțin, de acolo plătesc chiria, plătesc curentul, apa, ce să facem? Oamenii legii recunosc că cerșetoria este un fenomen social care ia amploare pe zi ce trece. Totodată, polițiștii mai atrag atenția asupra faptului că cerșetoria se pedepsește conform legilor. Este un fenomen, în primul rând, social, este un fenomen cu care ne confruntăm, din păcate, ca urmare a unei stări precare a populației, dar, desigur, intră în competența noastră împreună cu celelalte instituții, vorbim aici despre poliția locală, despre jandarmerie, să ținem sub control acest fenomen, care uneori poate deveni supărător pentru cetățeni. Noi nu putem face altceva decât acele acțiuni în urma cărora fie aplicăm sancțiuni contravenționale, fie dosare de cercetare pe dacă vorbim despre exploatarea cerșetorilor, în special a celor minori, dar facem un apel și la populație să nu ofere bani sau alte bunuri materiale acestor persoane, mai ales dacă vorbim despre așa zis și cercetori de meserie, cei specializați care obțin adesea sume foarte mari ca urmare a practicării acestei meserii, să spunem între ghilimele, desigur o activitate ilegală în definitiv. Rozalia a fost amendată de nenumărate ori, iar pentru că nu a plătit, ar trebui să facă muncă în folosul comunității, însă nu poate. De ce? Ne spune chiar ea. Mi-e frică, doamne, dar am și o grămadă de amenzi, mi-au pus și amenzi, mi-au venit de la tribunal ca să fac și eu zilele alea pentru amenzi și uite așa am fost la primar, dar am rezolvat o treabă că nu pot să fac, am atâția copii, am fetița de un an și 6 luni și trebuie grijită și aia și nu. De cele mai multe ori, cerșetorii pot fi întâlniți în preajma bisericilor. Acolo ei speră să-i înduplece pe trecătorii.